Meciul din optimi al României a scos în stradă mii de români. În București, un ecran mare a fost amplasat lângă Ateneu. Acolo s-au strâns peste 2000 de oameni care au strigat într-un glas Hai România! Și au tresărit la fiecare încercare a tricolorilor de a trece de echipa Olandei. Și la terase atmosfera a fost una de sărbătoare, în ciuda faptului că debutul partidei n-a fost în favoarea tricolorilor. Chiar dacă drumul naționalei României s-a oprit în optimile de finală, suporterii din centrul vechi nu sunt dezamăgiți de rezultat. Suntem alături de ei, indiferent de rezultat. N-are importanță. Sanciu, transmitere la băieți. Vă iubim mult de tot. Ne-am oprit din păcate. Speram să mergem mai departe, nu credeam, dar... așa a fost să fie. Nu te supărați, suntem mândri că suntem români. La România! Fanii clujeni au înfruntat ploaia și au urmărit meciul tricolorilor pe un ecran uriaș din centrul orașului. Au fost alături de generația de suflet și au sperat până la ultimul fluier că România va merge mai departe. N-avem ce face. Am dat tot ce am putut. Hai, suntem foarte mândri de echipa noastră. Ne doream mai mult, dar atât s-a putut și am construit o echipă foarte mare. Asta și contează în momentul de față. România are de unde să plece înainte. Indiferent de rezultat, fanii sunt mulțumiți că tricolorii au ajuns atât de departe. România a jucat pentru prima dată în ultimii 24 de ani un meci în optim la campionatul european de fotbal. Ți a fost foarte bun, suntem mândri de ei. Hai România, sperăm că data viitoare să câștigăm. Un val de susținere a venit și din partea timișorenilor, care au încins atmosfera în ciuda ploii torențiale. Foarte bună ofensiva lor. Păcat că nu am ajuns în sferturile de finală, însă eu sunt foarte mândru de echipă și ar fi păcat să nu-i susținem în continuare. Echipa națională de fotbal a României se întoarce de la Euro în această seară. We'll be right back.